Discutam cu invitații și a trecut o fulgurantă prezență care ne-a făcut cu mâna. Era Cătălin Botezatu și Magda Catone zice, el era dragă așa frumos și slab, el era dragă. O slăbătură în toată regula. N-ai poate mai zicem, zise Paula Chirilă. Și uite, așa am prezentat și invitații, în afară de regizorul Cătălin Saizescu, toți trei vin să ne prezinte un film. Eu am crezut că vorbești de Cătălin Saizescu, tocmai și și eu am crezut la fel, după care, făcând o sesiune a situației, mi-am dat seama că nu. Da. Dragul meu, am înțeles de la voi, cu toții, că pregătiți un film... Fata? Nu, 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 Insta Story, două secunde. Nu cred că faci Insta Story. La Teo Show, noi dai distribuie. Hai să terminăm. Lansarea intergalactică, o dădeam pe asta, clișeu cu intergalactic. Distribuie. Unui film gata. Care amintește de o nenorocire pe care poporul întreg cumva a trăit-o în mod mai mult sau mai puțin direct, pentru că s-a răsfrânt asupra fiecăruia dintre noi, așa cum fiecare a înțeles la momentul... Într-un fel de vină comună. Da, filmul este exact. Deja în cinematografe. E vorba de Scurt Circuit, un film, într-adevăr, care tratează catastrofa de la Giulești, dar nu este în totalitate despre ea. Aha. Și ideea era de a transforma acest scurt circuit malefic care a pornit de la o priză și a născut o catastrofă în care au dispărut copii nevinovați, într-o scurtcircuitare a mentalului nostru, în ideea de a redescoperi valențele unui cuvânt care poate părea dintr-o limbă de lemn, dar care ar trebui să ne definească. E vorba de responsabilitate, de responsabilitatea noastră de a tuturor. De responsabilitate asumată, că asumare, până la urmă fiecare și de asumare, are da. Responsabilitatea altuia. Nu știu dacă ați observat, în România trebuie să se facă. Păi nu, trebuia păi să faci, nu trebuia exact. Să se și facă. Cu noi exact. Începe, scuzați-mi vocea, m-am ridicat dintr-o gripă acum ca să nu par complet ridicată, da. Da, da, da. Mișcă. Exact, mișcă. Mai bine nu vorbesc, mai doar mai bine mimez. Nu, e vorba într-adevăr de responsabilitate. Suntem o veriguță mică dintr-un lanț și dacă una se strică, s-a dus naibii toată șantramaua. Și suntem obișnuiți să aruncăm pe alții, într-adevăr, cum spuneai. Suntem obișnuiți noi românii să spunem așa e la noi, așa da, e în România. Da, ca la noi la nimeni să ni se dea, să ni se facă vorba. Când de fapt e vorba de fiecare în parte. Și invitația mea artistică este la introspecție, tocmai pentru a-și da seama fiecare că dacă ar fi mai responsabil și și-ar asuma, încercând să facă lucrurile mai bune, cu siguranță am trăit într-un alt fel de societate. Mai mult și fugim teribil de suferință prin aruncarea responsabilității, mai ales prin nerespectarea unui program de introspecție, măcar anual. Magda, tu ce faci în filmul ăsta? Eu sunt mama, sunt dedicată acestui rol. Sunt mama fetiței care naște un copil care va fi la 15 ani. La 15 ani, fetița naște prematur, copilul este în maternitate și cade pradă acestui incendiu. Catastrofa îi atinge și pe ei. Eu sun așa iarăși de lemn, dar o provocare pentru mine atâta vreme cât toată lumea mă vede în roluri de comedie. Și e un succes sigur pe scenă sau în film acolo unde sunt distribuită într-o zonă de care zic că, în care zic că excelez. Și acum rolul acestei mame este statuia împietrită a unei femei în fața suferinței, în fața nenorocirii și... Suferința și nenorocire de care vreau să vă întreb cinstit. Poporul român care obișnuiește să uite iute și pe care încă tragedia de la Colectiv îl mai mișcă. Credeți că ce s-a întâmplat la Giulești mai rezonează? Ideea era să nu uităm. Așa. Pentru că dacă nu ne vizualizăm problemele și nu înțelegem ce ar trebui să învățăm din ele, nu putem merge mai departe. Tocmai filmul ăsta nu este făcut din dorința de a scoate în față lucrurile urâte, ci de a ne aminti și de a învăța, tocmai pentru a nu mai repeta greșeli de genul ăsta. Dar nu e vorba de un film așa cum v-ați gândit cu profund toții, că este și, da, nu doar atâta. Cufundător în... Exact. Nu e un film care te răscolește, există și o notă de comedie amară, pentru că suntem aici, trăim cu toții
într-un fel în care încercăm să depășim problemele prin o natura unui umor amar, da, de cele mai multe DNA, ori. Acid da. Dezoxiribonucleic comun. Și da, da, da. Și comedia e amară. Da, da. Și încercarea mea a fost să fac un alt fel de film față de filmele cu care v-ați obișnuit până acum. Am încercat un film de public tocmai pentru a ajunge la cât mai mulți mesajul. Nu mă interesează să stau și să văd filmul ăsta cu 2-3 prieteni în sufrageria mea și să mă bucur de reușite, de premiul de la Shanghai, unde am fost primul film românesc. Și ce primul film românesc, asta vreau să zic, la Shanghai, a 20-a ediție, trebuie să spun. Am luat pocalul de aur acolo pentru realizări artistice remarcabile și ăsta e un festival de aur. Dintr-o modestie pe care o înțelegeți lesne, dacă stați să vă gândiți puțin, Cătălin uită să dea un detaliu, toate fondurile pe care echipa le va strânge în urma difuzării acestui film vor merge... Vor fi folosite la achiziția de incubatoare pe care vrem să le donăm maternităților din România. Tocmai pentru că acest scurt circuit să nu se mai provoace, pentru că, după părerea mea, societatea românească trăiește într-un scurt circuit repetat, pe care, din nefericire, l-am putea chiar anticipa dacă stăm puțin să ne gândim. Conform algoritmului, începem deja să ne facem... Eu sper că scurtcircuitul ăsta va trebui să se producă și la nivel mental. Că odată ce scăpăm așa de o mentalitate în care ne-am cantonat așa și din care practic nu mai ieșim, traducerea filmului în engleză este fall condition, adică o condiție de blocaj. Vreau să depășim acest blocaj, sper că putem să-l depășim, și filmul dă nota de speranță prin care aduce în discuție și solidaritatea. Numai împreună, fiecare pe felia lui, ca să-i zic așa, la locul lui de muncă, ar putea să facă puțin mai mult, să fie mai responsabil, să-și asume și să încerce să facă lucruri bune. Și atunci, cu siguranță, vom ieși din acest blocaj. Există, după părerea voastră, vreo șansă ca acest film să schimbe ceva, acest film sau oricare altul, oricare operă deschisă, să schimbe situația mentalului colectiv românesc? Ei, cred că asta este și condiția artistului, exact, nu? Încearcă să facă ceva, să spună. Au fost foarte mulți spectatori extrem de tineri în sălile de cinema, eu cred că da. Și au fost extrem de încântați, scuzați-mi glasul, au fost extrem de încântați, iar... toate scrierile lor de pe bloguri au fost extrem de favorabile filmului, ceea ce ne dă oarecare un dram de speranță. Magda, ai Instagram? Nu, fiu-mi oare și mă mai face câteodată așa părtașă la ce se întâmplă acolo, dar... Nu ți se pare că Insta-viața devine incompatibilă cu Roman Fleuve, cu romanele, cu filmele, cu tot, da, orice ține mai mult de 30 de secunde? E bine să, nu știu, să facem aceste filme cât mai concentrate, pline de esență, pentru că oamenii nu mai au răbdarea să contemple, nu mai au... Răbdarea să se contemple. Să se introspecteze, sau cum zici, dar a gândi că lași ceva în urmă, adică sentimentul măreției, așa cum spuneam noi... în niște poeme, e greu de atins. Vrem să lăsăm și noi ceva în urmă și frumos, adică să depășim aceste momente de gravă atenție pe care Dumnezeu le îngăduie prin astfel de accidente. Și nu știu dacă a pomenit acum Cătălin, la finele filmărilor s-a întâmplat chiar accidentul de la Colectiv, deci la nici n-apucasem, da, să... Înțelegeți ce zic? Practic, noi am terminat exact la începutul septembrie, în două luni a urmat Colectivul, unde unul dintre membrii echipei a dispărut acolo, Daniel Ciobanu. Echipa a doua, da, da, s-a ocupat de materiale editabile și... Mă gândesc că pe vremuri ne bucuram să ne ducem la film sau veneam de pe stradă, copii fiind în casă, să vedem un anumit film la o anumită oră, la 8 și 10, la 9 și 25, adică ne făceam program în funcție de asta și acum... Acum trebuie să ne facem suntem, noi program în funcție de oamenii care sunt care vor veni acasă, în sală, și ne-am bucurat să fie o ocazie prin... Exact asta voiam să vă rog. Mergeți la scurt circuit. Banii vor merge pentru achiziționarea de incubatoare pentru maternitatea Giulești și presupun că nu numai, dacă voi veți fi foarte mulți. Nu, Giulești între timp a renăscut, e un soi de pasăre Phoenix, chiar în film sunt două spitale.
Primul e Vechiul Giulești, al doilea e vorba de Grigore Alexandrescu, unde au fost duși copiii salvați, și în care în film, care în film este e turnat chiar în actualul Giulești. Am fi bucuroși, vă spuneam, spre final să vedeți filmul acesta, pentru că, unu, e de văzut, doi, da, și e o poveste de dragoste între doi adolescenți. Și nu e atât de profund pe cât nu ne-am dorit să fie. Mulțumim mult de tot invitațiilor noștri. Mergeți la film, dragii mei, iar acum, pentru că toți suntem într-o emisiune de divertisment, vreau să o invit pe colega lângă mine. Mulțumim mult de tot că ați fost alături de noi. Vă mulțumim încă o dată.